era F3H și acum dacă apăs un F3, boss! Ioi, boss, uite că merge! Oh! Doar 2341, asta vreau să spun. Ce e asta? Și ce e asta? Și de unde e asta? Kappa re că kappa. Kappa re că kappa. Stai. Kappa re. Kappa? Sau e kappa re? Oh, e kappa re. E ka. Wow. What? Poți să pui ce enchant vrei, ha? Meteors. What? Uimitor. Bun. Acum am și chestia asta care nu știu cât de bună e. O, am și asta. Scale. Ia să vedem. Bine v-am găsit la Hexit, episodul cu numărul. Bă, pare să fie bună, nu? Adică e ultima de aici. Nu, stai că mă uit manual să vedem armurile unde sunt și dacă e printre ultimele, atunci e clar că e bună. Și așa funcționează. Episodul cu numărul... Cred că 14? Whatever, nimănui nu-i pasă de numărul episodului. Unde ești, mă, armură? Ce? Ah, e un lily pad of fertility. Oh, uite cât de ciuperci! Ca lumea! Astea... Nu! Nu! Parcă încep armuri. Parcă, uite săbii. Uite niște scuturi. Oh, monoclu, da. Armuri? Wow. Rift Blade. Da, bun. Wow, ok. nu le găsesc. Și sunt atât de multe, ok, bun, clar. Clar. So, dacă aș pune ăștia aici și apoi ăștia aici și apoi... Poate asta aici, pentru că... Projectile Protection... Da, da, asta, uite cât de badass e! Sigur, asta e foarte bună. Ok, am multe chestii aici, hai să vedem care e situația. Deci, hai să deschid un backpack. Celălalt backpack. Și ăsta e cam plin. Și să arunc eu pe aici și câteva chestii. Uite, am și un Legia Bao de ăsta care a zis voi să fac, dar eu am fost lene și n-am făcut, dar am găsit unul. Deci, e mai bine cum am zis eu, că nu o să fac, o să bag chestiile aici. Golden Apple, Golden Apple. De ce sunt diferite? Sunt diferite, da, nu puteți să-mi spuneți că nu sunt diferite, pentru că sunt. Tombstone, chiar n-am nevoie și alte căcaturi, Battle of Enchanting, mai bine le păstrez pentru când o să fac niște enchanturi și pentru că am asta ce am. Aici ce am lăsat? Câteva lucruri. Oh! Uite, bun, bine că m-am uitat. Dark Stuff, Ice Stuff, Emerald, Hexical Diamond, Whirlwind, Whirlwind, whatever, Boots, what? Unde sunt ăștia și ce fac? Uite ce drăguți sunt! Nu fac nimic. Oh, shit! What? Ah, dar li se duce durabilitatea, e destul de mare, dar se duce repede. Bun! Deci o să știu că am niște boots șmecheri cu care pot să fac... Ceva de genul ăsta, când fug. Ceva, pe acolo, așa. Mă rog, nu pot să reproduc acum pentru că ar suna foarte ciudat. Uite, tic, 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 tic. Bun, deci ăștia sunt pentru... Oh, stai că mai am o grămadă de lucruri. Hai să vedem ce face acest staff și acest staff. Ce faci, mă, staff-ule, a? Oh, shit, ăsta aruncă cu căcaturi. Dar nu face nimic. Iar ăsta de gheață nu merge. Bun. O să-i testăm pe domnii ăștia, staff-uri sau ce dracu sunt pe monștri. Ia să vedem, Ender Shield-ul ăsta. Pănuiesc că teleportează monstru care te atacă mai departe sau ceva, pentru că zice teleport displays și displays.
Ce sunt astea? Ce găgaturi sunt astea? Auzi, și... What? Cum de-am ratat chesturile astea? Să-mi bat piciorul, jur că nu înțeleg cum am reușit să le ratez pe astea. What the fuck? Bun, Hexical Diamond. Stai. Era o chestie care zice că... Asta funcționează ca un chest? Nu, zice. It has a capacity of 64. Mana mea, what? Iron Shield, nu știu ce, Ender Pearl-uri, big, n-am nevoie, asta... așa. Ce căcaturi sunt astea și de ce stau aici pur și simplu? Este să sparg asta. Dacă sparg asta. Au de gând să purtească... Shit, jocul ăsta e scary. Chiar foarte scary. Măcar aici deja știu că am luat tot. Iar acum sunt cam, nu știu, cam nesigur. Pentru că nu știu cum de am reușit să găsesc niște chestii acolo, că nu trebuiau să fie. Ia să mănânc asta. Oare cumva am lumină pe lângă mine? Dacă am mâncat, era glow? Nu? No? No? Poate. Băi, există o posibilitate. Poate. Nu. No. Nu. No. Bun, și ce? Nici nu mai verific. Lasă că ajunge. Și așa am luat o grămadă de chestii interesante, deci eu nu mă supăr și vreau să ajung acasă să apuc să testez niște lucruri de acolo. Ice staff-ul, ia să-l țin cu mine că poate mă întâlnesc cu un monstru și sigur o să mă întâlnesc pentru că e seară. Și vreau să testez acest ice staff. Și celălalt staff, da. Dar unde e celălalt staff? Asta e altceva. Staff? Unde te-am pus? Cred că l-am pus într-un backpack de ăsta, nu? No, e chiar aici. Ce imbecil. Monștri, hai că am niște chestii interesante și vreau să le testez pe voi. What? Cumva îi încetinești cu chestia asta sau... Ce se întâmplă? Ia stai că testez pe niște... Niște monștri mai singuri, așa, știi? Ia să vedem. So... asta le fură cumva viața și mi-o dă mie? Aha, iar cu asta îi încetinesc. Iar arcul ăsta ce face? Dar n-am săgeți, bun. N-am săgeți ăsta. Asta știu ce face pentru că am citit. Hai să arunc căcatul ăsta de Emerald Shard pentru că n-am nevoie și o să mă duc acasă și o să testez alte lucruri. Shit. Bun. Bine că și-a revenit. Nu se știe cum se creează vreo problemă de asta temporală și apoi rămâi blocat pe acolo așa pentru că e mai grav. Deci am lăsat ușa deschisă. Bun. Durabilitatea la ăștia se duce, frate. Unde echipez chestia asta? Adică... Holy shit, I am invisible! Stai, pot să fiu invizibil pur și simplu așa... Invizibil, uite, sunt invizibil și acum nu mai sunt. Și acum sunt, și acum nu mai sunt, și acum sunt, și acum sunt. Nu mai sunt, bun. Asta e chiar foarte interesantă și pare foarte, foarte bună. Hexical Essence. Hai să începem prin a băga chestiile astea în chesturile lor. Fire Essence. Deci astea cred că vin aici. Numai că sunt o grămadă de lucruri care mai trebuie testate. Ia să vedem. O să le las pe aici. Așa, hai să punem aici Ender ăsta, nu știu ce. Void Satchel ăsta, nu știu cum funcționează. Asta. Am asta. Și am și chestia asta care văd că scrie ceva și în rest. Asta știu ce face. Și sincer, nu mă prea interesează să pun torțe la distanță. Ăsta nu face nimic, aparent. Poate trebuie să-l umplu, pentru că... shit. Bine, mă, că te găsesc și pe tine pe afară. Marci, dă-te în paștele, mătii. Am treabă. Aha. Am și niște blocuri la mine, pentru că am eu o vagă bănuială că pot să...
Aha, am avut dreptate. Uite, pot să pun apă la infinit din el. E ca un fel de găleată super șmecheră din care poți să pui apă. Atâta timp cât nu bei din el, deci dacă beau. Dar văd că tot pot să pun. E fraiereală, mă, e fraiereală, bun. Unless you drink from it. Sper că nu o să se întâmple ceva dacă am băut din el. Durabilitate nu e prea strălucită nici la asta. Bun. Chestia asta, văd că apăs click dreapta cu ea, nu face nimic. Bun. Apoi. Oh! Iar asta ce face? Trebuie să arunc. Oh, right, pentru că am asta activat. Așa. Aha. Nu face nimic, practic. E un fel de chestie ciudată. Bun, am chestii interesante, ce e drept, numai că să fim serioși, nu o să iau Coin of Fortune asta când mă duc să bat, pentru că eu prefer să mă duc lângă item ca să-l iau, nu să-l trag cu nu știu ce item și, sincer, nu am locuri în hotbarul ăla de atâtea iteme care nu fac prea multe chestii. Am multe chestii de băgat în chesturi, după care o să mai merg încă o dată la un turn de la super șmecher și tura asta o să fie șmecher pentru că o să am acest Cloak of Distortion, de exemplu. Oh, asta că trebuie testat. Ia să vedem. Ce căcat e ăsta? Tipul ăsta m-a văzut. Dar zice că... Invisibility. Poate dacă mă mișc așa. Aha. Stai, că dacă mă... Bun, poate dacă mă mișc așa, știi, pe shift. Poate nu mă văd monștri, dar asta nu e foarte, foarte ca lumea, pentru că, uite și tu. Nu, deși ar putea... Da, uite, am avut dreptate. N-am avut dreptate. Bun. Deci, Cloak of Distortion, you are fucking useless. Thank you very much. Bun, acum. Ender Portal, Portal Ender Shield-ul ăsta. Și Giant Sword-ul. Și Legia Bau-ul meu șmecher, care lumea spune că trag cu două săgeți cu el, dar nu am săgeți, nu știu de ce nu am săgeți la mine. Uite, aici niște săgeți. Oh, shit. Bun. Interesant, trage cu două săgeți, dați ia una din inventar. Asta e bestial. Acum, hai să vedem ce facem. Trebuie să încep să bag chestiile în chesturi. Am un chest cu mâncare. Nu, aici e cu... De ce caut? Adică, settle-uri aici? Da, este și mâncare, dar totuși. Bun, poate aici. Hai să încep de aici. Nu. Chest-ul cu chestii șmechere și ciudate o să fie aici, uite. Explosive resistance, water damage. Ăsta, n-am nevoie de el. Adică, v-am zis, mă duc și chiar nu am nevoie de apă dacă e să omor niște monștri. Apoi, Void Satchel-ul ăsta nu merge să dau click dreapta pe el și nu-mi imaginez altă metodă de a-l folosi. Deci, o să rămân acolo. Assembly-urile astea, pot să dau un Z și aici. Fuck! Amazing, amazing, amazing. Dark stuff. Poate o să-l folosesc, dar astea clar nu. Cloak of Distortion, iarăși, nu prea pare să funcționeze pentru că zice că sunt invizibil, dar de fapt nu sunt. Hai să arunc câteva chestii de care n-am nevoie de aici. Clay, astea au fost luate la întâmplare. Stai că am mai văzut ceva. Astea. Hexical Diamond, Sunbow, Miniature, nu știu ce. Și am o grămadă de chesturi de umplut cu așa ceva. Ce drăguț. Nu, stai, vreau
pun R aici. Na, uite, am dat R, bun. Era dinainte dat, dar mă rog. Water Essence și o grămadă de alte prostii. Unde am pus ăsta, mă? Trebuie să pun aia de făcut enchanturi, uite. O să pun acolo, undeva, aici, undeva. Și apoi dincolo o să fie aia de enchant. Nu, nu, stai, una e de... Deci un anvil și un enchantment în crafting table de la... așa. În continuare, ia să vedem. Am un ciocopedia. N-am nevoie de așa ceva, deci ar trebui să-l arunc și pe ăsta. Dar unde să-l arunc și unde e? Pentru că am uitat la ce. Iar Skull Shield-ul dă-l în paștele mamei lui, pentru că n-am nevoie de el. O mare greșeală că l-am făcut. Dar mă rog. În continuare, Hexical Essence. Parcă esențele le am aici. Holy shit, sunt o grămadă. Hexical Diamond e foarte bun și tot zice lumea că din el se face cea mai tare armură și căcaturi de astea. Dar nu sunt sigur dacă mai am. Poate am avut doar Hexical Essence și am crezut că am și Hexical Diamond. S-ar putea să mă fi înșelat. Mhm. Bun, mai mult de asta, niște redstone, niște enderpearl-uri. Asta... cu asta cred că pot să dai tame unui de ăsta, unui animal de la care am avut noi, știți voi. De la mă cum îl cheamă, să-mi bat piciorul de mai știu acum, emerald shard-uri de astea n-am nevoie. Și probabil e mai șmecher dacă îl antrenez cu golden ghisal în loc de ghisal normal, deci... Ghisahl. Ok, gata. Ghisahl. Water Essence-ul ăsta trebuie băgat pe ce? Numai că trebuie făcut un loc special. Și ăsta, la ce folosește el? Oh, pot să fac Fire Arrows. Așa. Fire Grenade. Magic Essence. Fire Staff. Fire staff-ul e interesant. Bun, cam atât. Chiar și cu Magic Essence-ul ăsta, ce pot să fac? Pot să fac un staff. Și aș putea să fac unul chiar acum. Iar un continuu... Oh! Water staff, poison staff. Deci pot să fac un staff cu esențele astea. Electric staff. Cu ăsta nu zbori, parcă mi-a zis Leo ceva cu zburatul. Huh. Healing staff, ăsta e drăguț. Wind staff. Deci staff-uri, practic. Și aș putea să... Ia mai zi-mi odată cum făceam staff-ul normal. Ia, bețe. Bețe, bețe, parcă. Bețe. Un magic essence. Da. Și un diamant, parcă. Nu? Ia să vedem. Pac. Da, asta e. Stai că poate facem o chestie care o să ne ajute să zburăm. Așa, un staff. Și acum. Știu că e ceva cu electric. Mi-a zis de electric și acum că văd electric staff, îmi imaginez că e vorba de asta. Ia să vedem ce altceva pot să fac cu electric essence. Electric arrow, electric grenade, un magic essence, dar nu e nevoie, și un electric staff. Deci, bănesc că staff-ul e ala care te face să zbori. Unde e electric essence-ul? L-am luat de acolo sau ce-am făcut? Ce imbecil sunt, deci măcar nu l-am luat. Așa, așa, electric staff. E cam nașpa ca o durabilitate. Adică, înțeleg de ce au durabilitate, dar... Shit, se duce imediat. Da, poate să fie foarte utilă. Dar e cam nașpa, am zis că se duce imediat. Deja am consumat aproape un sfert. Nu chiar, 78 din 100. Am consumat un sfert. Bun. Drăguț, dar foarte, foarte greu de făcut. Foarte... Asta cred că o să le arunc. Foarte, foarte neavantajos, așa, se duce foarte, chiar prea repede, așa îndrăzni să spun. Chestiile astea trebuie băgate pe cic.
Cât are asta? 300 și ceva. E mai bună, asta e clar. Și are și protecție, deci... Asta o să rămână în chest. La fel și Thief Boots. Bun. Mere și alte căcaturi. Cred că o să păstrez o grămadă de mâncare la mine. Uite, așa, merele astea de aur și să fie în caz de... Bun, și acum trebuie să scap de aceste Electric Essence. Aș putea să mai fac niște de alea de zburat, dar sincer nu știu dacă se merită. Se termină imediat și mă costă un diamant. De ce durabilitate 100 în loc să aibă 1024 cum are asta? Ok, asta are tot 100. Bun. Iar ăsta e șmecher de totuși. Două săgeți. Îți ia numai una. Bun. Deci eu practic în acest moment sunt gata să mă duc să mai lutez un turn. Mă rog, asta e ideea, pentru că de fapt nu sunt, pentru că am aici o grămadă de chestii care ar trebui luate. Ia stai să văd, uite. Chestia asta trebuie aruncată. Ăsta trebuie aruncat, ăsta trebuie aruncat. Nu. Am și Brewing Stand. Oh, ce calumea. Earth Medallion. Living Metal Boots și Diamond nu știu ce. O grămadă de chestii, aparent. Ia stai să le iau eu pe toate. Așa. Dau un R aici. Un R. Așa. Și am aici o grămadă de chestii pe care aș vrea să le bag undeva. De exemplu, sabia asta vine în chestul ăsta. Nu, stai, nu. Nu, sabia nu. Sabia asta vine aici. Știam eu, am o grămadă de săgeți, de oase, de ață, astea bănuiesc pe aici. Mâncare pe care nu vreau să o folosesc acolo. Ce face Earth Medallionul ăsta? E chiar interesant. Shit. Oh, fuck. Oh, I fucking killed myself. Care a fost șpirul? N-a apărut nimic pe deasupra, pe dedesubt. Fucking Earth Medallion, man. Fucking Earth Medallion. Așa, bun. Dacă aici așa e mijlocul, atunci să zicem că... Ha. Huh. Una, două, trei, patru. Acolo. Și aici și o să vină un anvil. Bun. Apoi... Aici un... Stai. Deci una, două, trei, patru. Aici și o să vină brewing stand-ul, care nu știu pe unde e. Stai, l-am scos din chest sau... Nu l-am scos din chest, desigur că nu l-am scos. Aici o să vină brewing stand-ul și în partea asta, la altă o să... Să fie ăsta, enchantment table-ul, numai că la ăsta, unde o să vină? Deci asta o să vină 1, 2, 3 și aici o să vină el, deci aici trebuie început așa, ceva de genul ăsta. Chestii de-astea cu cărți, pentru a pune enchant. Și zicea cineva, apasă X când ești în inventar, nu funcționează, nu, ăla e în cheating mod, ca să pun orice enchanturi vreau, e în cheating mod, iar eu nu citez. Deci data viitoare, ia să vedem în ce direcție o să merg. Am mers în direcția aia, nu chiar aia, deci o să merg în direcția aia acum, fix în direcția aia. În episodul următor. Până atunci nu uitați să dați like la acest episod pentru o următoare aventură super milenară și care va rămâne în istorie numai pe acest canal pentru că nimănui nu-i pasă.